Binecuvântat să fie Dumnezeu! Oameni dragi, vă invit să deschideți Biblia în Vechiul Testament, Cartea 2 Împărați, capitolul 7. 2 Împărați, capitolul 7. Este un pasaj din Vechiul Testament care evocă o perioadă de mult apusă, însă ea se constituie într-o lecție de viață pentru noi astăzi, la aproape 2800 de ani de atunci. 2 Împărați, capitolul 7. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși, care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haide rândar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, adică să intrăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăratul hitiților și pe împăratul egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, cai și măgari, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătuns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint și aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu era nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că sunt flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis: când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns: să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate, li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovise, și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor, și împăratul a trimis niște sol pe urmele oștirilor sirienilor zicând: duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului. Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu, după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții mâna călărețului pe brațul căruia se rezema atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coboruse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului: mâine la ceasul acesta se vor vinde la partea Samariei 2 măsuri de orz și un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu și 1 măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Amin.
Dumnezeu nostru, suntem înaintea Ta și am citit cuvântul Tău. Acest cuvânt a ieșit din gura Ta, a fost inspirat de Tine pentru oameni și noi stăm în fața locului, onorând numele Tău, cinstind prezența Ta și cerând de la Tine har peste har. Vorbește acestui popor, Doamne, atinge-ne inimile, Tu știi de ce avem nevoie, Tu cunoști inima fiecăruia, Doamne, Te rugăm în îndurarea Ta, în mila și în harul pe care îl proclamăm, pe care îl rostim, Te rugăm în numele Domnului Iisus, vorbește-ne, Doamne, pentru că avem nevoie de vorbele Tale. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Slăvim pe Domnul pentru această nouă zi de duminică în care ne întâlnim în calitate de frați, de surori, de oameni mântuiți ai Bisericii Domnului și ne închinăm având încrederea că ne închinăm lui Dumnezeu, că îl onorăm pe Dumnezeu și că îl cinstim pe El. Facem lucrul acesta pentru că așa ne spune cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, în care noi credem și pe care cu ajutorul lui Dumnezeu o împlinim. În seara aceasta, am pregătit o predică pe care am intitulat-o De ce să stăm aici fără să facem nimic? Am parafrazat un pic ce au întrebat oamenii aceia la poarta cetății. Cartea Doi Împărați este supranumită Cartea Robiei, fiindcă este una dintre cele mai dramatice istorii din Scriptură și poate chiar și din afara Scripturii. În această carte este prezentat poporul lui Dumnezeu, care a fost făcut de Dumnezeu ca să devină o soluție pentru națiunile Pământului, vorbind despre Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu, dar acest popor a eșuat datorită infidelității. Acest popor a devenit infidel prin faptul că s-a închinat la alți dumnezei, care erau de fapt niște idoli, în loc să se închine la Dumnezeul adevărat cu care se obișnuise. Să știți că obișnuința este rea și în căsătorie, este rea și în prietenie, este rea și în frăția din biserică, este rea în sensul că se pierde respectul și admirația. Devenim prea comuni unii cu alții, și nu mai simțim să ne comportăm cu respect unul față de altul, însă facem lucrul acesta cu persoane pe care nu le cunoaștem. Suntem foarte plini de curtoazie, cuvinte foarte frumoase, echilibrate, dar pentru că ne cunoaștem, nu-mi stă frumos să spun că ne tragem de șireturi, dar suntem cam acolo. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă numai în biserică, se întâmplă în orice relație care se saturează. Adică în orice relație unde oamenii devin prea apropiați. Prea apropiați. Puțini oameni știu să își măsoare atitudinea, comportamentul, indiferent care este adâncimea relației cu o persoană. De pildă, în capitolul 17 este prezentată partea de nord cu cele 10 seminții care au fost luate în robie de Imperiul Asirian. 8 capitole mai târziu, în capitolul 25, istoria se repetă cu cele două seminții care reprezentau partea de sud, Iuda și Beniamin. Visul lui Dumnezeu cu poporul acesta este frânt. Și în cartea Doi Împărați, omul lui Dumnezeu Elisei, care a fost ucenicul lui Ilie, este personajul principal. Ben-Hadad, care era împăratul Siriei, asediase Samaria până când oamenii asediați fiind nu mai puteau să iasă, să intre, n-au mai avut resurse să trăiască. Pur și simplu oamenii mureau de foame. Situația este disperată și nimeni nu avea nicio soluție. Oamenii erau cuprinși de disperare, de frică, unii intrase într-o stare de resemnare, poate chiar de nepăsare. Împăratul nu avea nicio soluție. El totuși avea o soluție, avea de gând să-l omoare pe omul lui Dumnezeu. Din punctul lui de vedere, omul lui Dumnezeu era vinovat. El nu era vinovat că a administrat țara,
armata era a lui, nu a omului lui Dumnezeu, administrația era a lui, nu a omului lui Dumnezeu, dar din punctul lui de vedere, omul lui Dumnezeu era vinovat și trebuia omorât. Oamenii erau îngroziți, canibalismul devenise un stil de viață. Elisei este singurul care are o profeție din partea lui Dumnezeu și spune că lucrurile se vor înviora, prețurile vor scădea, mâncarea va ajunge din nou în cetate. Însă cine să creadă așa ceva? Pentru că logic era imposibil, iar oamenii își călăuzesc viața după logică. Credința vine ca o alternativă sau ca o suprapunere cu logica, dar oamenii mai multă încredere au în ei și în logica lor decât în Dumnezeu, folosindu-și credința în Dumnezeu. Vedeți, când viața este normală, logica noastră este indicată, pentru că suntem ființe raționale. Dumnezeu ne-a creat așa. Ce ar fi să nu mai fim ființe raționale? Animalele sunt un exemplu, să nu ai rațiune. Dar când situația devine disperată, când logica nu mai are soluții, când nu rămâne decât moarte, atunci credința este inevitabilă. Elisei vorbește prin credință, iar ceea ce el a vorbit trebuia primit prin credință. Tocmai călărețul, un bărbat puternic, mare, care l-a ajutat pe împărat să se urce pe cal, să coboare, el spune, nici dacă face Dumnezeu ferestre în cer. Cu alte cuvinte, nici Dumnezeu nu va putea să facă ce spui tu. Și Elisei aplică toată profeția la el și îi spune, tu o să vezi că se poate, dar din nefericire tu nu o să te poți bucura de ceea ce o să vezi. Lucru care s-a întâmplat, el a murit. Observați că atunci când omul nu crede, pentru el nu crede. Observați când omul nu crede, pe el îl costă că nu crede. Observați când el nu crede, are parte de ce nu crede. Ce bine este să credem, pentru că avem parte de ce credem. Ce rău este să nu credem, pentru că tocmai nouă ni se aplică ce nu credem. Iar ceilalți se bucură de ce cred. Observați, vă rog, că pe lângă Elisei sunt și patru leproși. E greu de înțeles ce căutau acolo, probabil că erau patru foști leproși. Noi știm că lepra este o boală contagioasă, iar leproșii nu aveau voie să trăiască în comunitate. Ei erau obligați să iasă din comunitate și să trăiască în pustiu, pentru ca să nu îmbolnăvească și alți oameni. Probabil că erau patru foști leproși și din pricina faptului că au fost leproși, le-a rămas porecla de leproși. Sau probabil că mai există și alte variante pe care nu le înțeleg eu. În sfârșit, oamenii aceștia, fiind acolo, vorbesc unul cu altul. Așa cum vorbeau toți în situația asta disperată. Ce să facem? Ce să facem? Și ceea ce au făcut ei se constituie într-o lecție de viață pentru noi în momentele noastre de criză. Criza nu neapărat de natură financiară, materială, orice fel de criză. Principiile pe care ei le-au folosit acolo, ele sunt binevenite și rezolvatoare de probleme în orice situație de criză în care s-ar afla cineva. Pentru că principiile pe care le-au folosit ei nu sunt neapărat principii care se bazează pe competență omenească, ci se bazează pe ce poate face un om pe competența lui Dumnezeu sau prin credința în Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la pașii pe care i-au făcut ei. Este interesant că un împărat n-a avut nicio soluție. Mai mari cetății n-au avut nicio soluție. Și se folosește Dumnezeu de patru supraviețuitori ai unei boli terminale, care trecuse prin fiorul morții, izolare, restricție, și probabil că Dumnezeu le-a dat din nou harul să trăiască pentru o vreme. Și oamenii ăștia sunt singurii care au o idee, idee care prin care își salvează viața sau viețile și idee prin care salvează cetatea, inclusiv pe împărat. N-a putut să-l salveze pe cel ce nu crezuse, pe bărbatul pe care, pe brațul căruia se rezema împăratul. Dar ceilalți toți și-au scăpat viața. Haideți să ne uităm un pic în Scriptură. Primul lucru pe care l-au făcut ei au fost să identifice în mod obiectiv problema. De fapt, toți oamenii știau despre ce este vorba.
Numai că ei au discutat pe marginea situației și au identificat problema. Situația era absolut dramatică. Aduceți-vă aminte că împăratul mergea pe stradă și o femeie îi cere ajutorul și spune: împărate, ajută-mă. Împăratul se oprește și spune: cu ce să te ajut? Și ea spune: uite, în situația asta nenorocită, când murim de foame, eu cu vecina mea am hotărât să ne mâncăm copiii și am ajuns în consens. Astăzi îl mâncăm pe al meu și mâine îl mâncăm pe al tău. Eu l-am omorât pe al meu, l-am fiert, l-am mâncat. Și a doua zi, când trebuia să procedăm la fel cu copilul ei, ea l-a ascuns pe copil și n-a mai vrut să-l mâncăm. Și îmi pare rău și că nu mai am ce mânca mâine, dar îmi pare rău și faptul că ea m-a păcălit. Și împăratul își rupe hainele de groază, simte povara responsabilității de lider al țării și își dă seama că nu poate să facă nimic. Observați că logica are limitele ei. Observați că administrația, indiferent că e de la Washington sau București sau Beijing sau Moscova, că acum are limitele ei. Observați că există undeva un loc unde limitele sunt sfidate ca și cum n-ar mai exista. Și logica este doar o amintire care funcționează între oameni pe pământ. Dar acolo unde este tronul de domnie pe care stă Dumnezeul care a creat toate lucrurile, acolo este doar voința Lui. În afară de voința Lui, care se impune și în cer și pe pământ, nu există nimic. El e suveran și El face tot ce vrea. El a spus lui Elisei un mesaj, iar când Elisei l-a verbalizat, călărețul puternic, bodyguardul, dacă îmi permite să spun așa, a râs, spunând: nici Dumnezeu nu e în stare să mai facă ceva în situația asta disperată. N-a avut dreptate, din nefericire a plătit cu viața modul în care a vorbit despre Dumnezeu, vorbind ca despre un om neputincios. Asta se numește blasfemie. Când îl dezbraci pe Dumnezeu, dacă îmi permiteți expresia, de suveranitatea, de domnia, de atotputernicia, de infinitatea, de eternitatea sa, prezentându-l ca pe un om limitat, asta se numește blasfemie. Dumnezeu nu poate fi cuprins de logica noastră. El iese, e deasupra logicii noastre. El se încadrează în logica noastră până la nivelul nostru de înțelegere. Dar dincolo de nivelul nostru de înțelegere, când noi ne oprim, El continuă, pentru că El nu are nici început, nici sfârșit. Sfințit și lăudat să fie numele Domnului. Observați, vă rog, că împăratul nu are nicio soluție. Oamenii sunt îngroziți, își mănâncă copiii. Ce părere aveți despre situația asta? Noi, în momentul ăsta de echilibru, ne-am gândit că dacă am ajunge în situația aia, nu ne-am mâncat copiii. Dar noi nu avem de unde să știm cum ar fi într-un timp în care n-am fost niciodată, într-un loc în care n-am fost niciodată. Noi doar ne imaginăm, însă ne imaginăm când acum ne este burta atât de plină încât de-abia răsuflăm. Dar nu știm cum e în Samaria când o mamă își mănâncă copilul. Oameni dragi, dacă o mamă a ajuns să-și mănânce copilul, înseamnă că nu mai există nimic. Dacă îl mânca tata, aproape că nu mă miram prea tare. Nu vreau să spun că mama e mai bună decât tata. Vreau doar să spun că o mamă e mai sacrificatoare decât tata, cel puțin în raport cu copilul ei. Dacă mamele astea două au făcut lucrul ăsta, atunci înseamnă că acolo a fost ceva ce trece dincolo de capacitatea mea de a înțelege, pentru că n-am fost niciodată aproape de zona asta de supraviețuire. Observați, vă rog, că oamenii ăștia identifică problema în mod obiectiv. Și încă un exemplu pe care ne-l dă Scriptura ca să ne îngrozim de groaza din timpul acela, spune că un cap de măgar, auziți dumneavoastră, un cap de măgar costa o avere. Ok, și când îl cumpărai, ce făceai cu el? Ce să mănânci dintr-un cap de măgar? Că în afară de craniu mai e un pic de piele și două urechi. Ce să mănânci dintr-un craniu de măgar? Ce poți să faci dintr-un craniu de măgar? Și acum ceva la fel de complicat. Găinați de porumbel. Găinați de porumbel. Scump nevoie mare. Care dintre noi ne gândim? Aproape că e scârbos. Iertați-mă, o să plec de aici.
Însă oamenii ăștia patru stau acolo, se uită la peisajul ăsta care este pur și simplu dintr-o altă lume și spun o întrebare. Dacă rămânem aici, o să murim. De ce să nu facem ceea ce putem să facem? Și s-a născut acolo o discuție pe care Biblia nu o prezintă. Eu mi-o asum în mod imaginar și încerc să o prezint. Probabil că cine a întrebat, ok, și ce să facem? Și cel cu ideea a continuat și a spus, avem câteva variante. Unu, rămânem aici, dar murim. Doi, intrăm în cetate și acolo murim. Trei, ieșim din cetate și ne ducem în corturile, în tabăra siriană care vrea să omoare pe toți cei din cetate, inclusiv pe noi. Și acolo există două variante. Probabil că ne vor omorâ, că suntem dușmanii lor. Ei de-aia au venit să ne încercuiască și să ne omoare. Dar mă gândesc că există o mică șansă ca să nu ne omoare. Ăsta e singura variantă cu un pic de șansă. Restul n-are nicio șansă. Așa că haide să mergem la dușmani. Poate că ăștia ne lasă cu viață. Nimeni n-ar alege o astfel de alternativă. Dar când o mamă își mănâncă copilul lângă tine și când costă o avere un pumn de găinaț de porumbel sau un cap de măgar, probabil că omul, tot ce face, este ieșit din comun. Observați, la o situație complicată, nu există soluții necomplicate. La o situație complicată, există soluții complicate. La o situație ieșită din comun, există soluții ieșite din comun. Cineva spunea că la o întrebare pusă prost, nu poate să existe un răspuns pus bine. La o întrebare complicată există un răspuns complicat. La o întrebare proastă există un răspuns prost. La o întrebare fără rost există un răspuns fără rost. Ei, la fel se întâmplă aici. Situația era complicată și soluția a fost la fel de complicată. Al doilea lucru pe care l-au făcut ei este au analizat obiectiv situația. Au analizat obiectiv situația, așa cum tocmai am spus. Și au ales soluția cea mai bună. Dar soluția cea mai bună era criminală. Adică Samaria este înconjurată cu ziduri groase, poarta este închisă, o armată puternică a sirienilor încearcă să îi înfometeze, rămânând încercuiți, sau mai bine zis, rămânând pe post încercuind cetatea, știau că li se va consuma rezervele de apă și de hrană, lucru care s-a și întâmplat. De ce i-au încercuit? Ca să-i omoare, să-i cucerească. Și acum patru oameni de aici se aruncă în brațele dușmanilor în speranța că ăștia nu o să-i omoare. Auzi tu, speranță. Asta nu-i speranță, asta e nebunie. Dar nebunia asta era cea mai mică nebunie. Mai mare era nebunia să-ți mănânci copilul? Mai mare era nebunia să dai o avere pe un pumn de găinaț, de porumbel? Sau pe un cap de măgar cu care n-avea ce să faci? Când oamenii sunt în situații de genul acesta, se comportă în felul acesta. Pierd manierele, omenia, eleganța, bunul simț, toate se duc. Să știți că omul, în astfel de situații, se duce spre canibalism, animalism sau chiar bestialism. Pe noi numai stabilitatea vieții ne face să ne comportăm frumos. Pe frontul din Ucraina, să știți că oamenii nu se comportă frumos, pentru că nu e o situație stabilă. Copii morți, bărbați morți, neveste moarte, oameni care n-au mai mâncat de mult, toată munca lor s-a dus și atunci pentru el nu mai contează nimic. Nu mai are rațiune, nu-l mai interesează nimic. Omoară pe toată lumea, se răzbună pe toată lumea, pur și simplu nu mai are nimic de pierdut. Viața a devenit o povară. Eu cred că Dumnezeu îi judecă pe oameni în funcție de situațiile prin care ei trec. Iar noi, dacă nu vă supărați pe mine pentru îndrăzneală, să știți că nu o să avem nicio scuză, dar absolut niciuna. Al treilea lucru, așa cum spuneam, au ales soluția cea mai bună, dar cea mai bună din relele care erau în față. Au ales răul cel mai mic. Vedeți, câteodată răul este o soluție, sub condiția să alegi răul cel mai mic. Ei au ales răul cel mai mic. Să te duci singur în mâna celor care de-abia așteaptă să te prindă și să te omoare. Auzi tu, asta e soluție?
Da, e o soluție cu 99% de risc și cu 1% de șansă. Din fericire, șansa de 1% a bătut riscul de 99%. De ce? Pentru că Dumnezeu era prezent în context. Dacă contextul în care te afli îl include și pe Dumnezeu, se va întâmpla ce este imposibil să se întâmple. Pur și simplu, se va întâmpla ce nici măcar nu ai curaj să îndrăznești să crezi că se poate întâmpla. Și asta doar pentru simplu motiv că El este acolo. Pentru El, cel mai mic rău devine cel mai mare bine. Dumneavoastră ați ascultat, știați dinainte pasajul acesta din Scriptură. Unde este Dumnezeu, omul are o șansă. Unde este Dumnezeu, există viață, există iertare, există mântuire. Dar doar unde există Dumnezeu. Oamenii ăștia patru și-au asumat riscul și au trecut în tabăra sirienilor. Observați, împăratul nu și-a asumat riscul. Vă aduceți aminte? Ei s-au dus în tabăra sirienilor, au găsit tabăra goală, pentru că Dumnezeu a creat niște simptome care i-a îngrozit. Un sunet de armată care se apropie și ei au crezut că e o coaliție de armate care vin peste ei și au fugit, s-au îngrozit. Dumnezeu e în stare să creeze astfel de sunete, astfel de percepții. Și oamenii ăștia au fugit să-și scape viața. Atenție, și-au lăsat acolo caii, măgarii, hainele, tot. Și Biblia remarcă, și-au luat cu ei doar viața. Observați, ăsta este lucru pe care omul nu vrea să-l lase niciodată. Dar, într-o zi, îl va lăsa. Ascultă-mă, până când o să fii obligat să-i dai drumul și să-l lași, pregătește-te ca să te întâlnești cu Dumnezeu în calitate de om mântuit, nu de om nemântuit. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu după ce ți-ai rezolvat problema cu El, nu ca un dușman. Că dacă dușmanul se întâlnește cu Dumnezeu, va fi tratat pentru eternitate ca un dușman. Fiecare dintre noi avem o viață la dispoziție să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne așteaptă o viață de om. Într-o viață de om faci o casă. Într-o viață de om te căsătorești, faci copii, îi crești, poate îți vezi nepoții. Într-o viață de om e un timp lung, deși e scurt. Și în timpul ăsta să nu vrei să te pocăiești ca să te împaci cu Dumnezeu. Asta este o împietrire, o ofensă, o batjocorire, o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Pentru că de când te-ai născut sau ai devenit conștient de realitățile vieții, Dumnezeu te-a onorat cu perspectiva iertării pe socoteala altuia, pe buzunarul altuia, pe portofelul altuia, că altul pe care îl chema Iisus a murit ca noi să fim iertați. Iar nouă ni se pare că asta este o altă credință, o altă religie. Și spunem, nu, noi avem credința noastră. Și călărețul care a murit avea credința lui. El i-a spus împăratului ce crede. El a spus, eu cred că nici Dumnezeu nu mai poate să facă ceva. Dumnezeu a putut să facă ceva, iar credința lui greșită s-a întors împotriva lui. Și el a murit. Dacă credința pe care o ai nu produce soluție, nu îl aduce pe Dumnezeu în context, atunci ce faci cu ea? Dacă nu lucrează, de ce o ai? De ce o ții? Dacă credința pe care o ai nu-i bună, schimbă-o. Când se aude că sirienii au fugit și și-au lăsat lucrurile în tabără, împăratul spune, nu e adevărat. E adevărat, îl apreciez, el a gândit strategic. Și a spus, nu, ăștia ne întind o cursă, s-au retras, s-au ascuns, noi ieșim, pun mâna pe noi, ne distrug, ne iau nevestele și copiii și s-a terminat cu noi. Dar n-a zis atâta, ok, hai să trimitem pe doi, mor doi pentru cetate. Observați că un consilier de-al lui are ideea, dar el nu are, un împărat slab.
Niciun argument nu avem în contextul ăsta ca să-l îndreptățim. În tot ce a făcut și a spus a fost un împărat slab. Inclusiv că a vrut să-l omoare pe omul lui Dumnezeu. Că nu prorocea cum îi plăcea lui. Și că nu se comporta cum vrea el. El nu a riscat. După el, prețul la găinaț și la capul de măgar era normal. După el, în fiecare zi cât un copil fiert era normal. Cam asta era soluția lui. Ăștia patru care au trecut odată pe lângă moarte, s-au întâlnit cu ea, mai să pună mâna pe ei, de-abia au scăpat. Ăștia totuși au îndrăznit săriște. Și bine au făcut că au riscat. Când au ajuns acolo, în loc de dușmani, au găsit mâncare, aur, argint și corturile goale. Iar Dumnezeu îi luase la goană pe sirieni. Și-au luat viața și-au plecat. Restul, mâncarea, au lăsat-o acolo. Pentru că ăștia patru au găsit ce au căutat. De-aia spune Iisus, cine caută, găsește. Cine caută, găsește. Poate nu găsește la prima ușă, dar găsește. Găsește cândva. Apoi, ei au constatat că Dumnezeu pregătise pentru ei toate lucrurile. Toate lucrurile. În loc de arme și oameni care să te prindă, să te lege și probabil să te omoare, poate chiar într-un mod sadic, găsești mâncare, resurse. Asta este un lucru extraordinar. De ce? Pentru că Dumnezeu este în context. Acțiunea lor a fost soluția salvatoare nu numai pentru ei, a fost soluția salvatoare pentru toată cetatea. Aduceți-vă aminte de versetul 9. Apoi și-au zis unul altuia. Fiți atenți cum acționează un om care trece prin suferință. Nu este bine ce facem. Dar ce facem de nu-i bine? Întreabă ceilalți trei. Consiliu de administrație, cei patru care vorbeau unul cu altul fiind în aceeași situație. Ce nu-i bine? Păi nu-i bine că am dat de mâncare și numai noi mâncăm. Și ea mor în cetate. Bă, dar ce te doare pe tine atâta de ea din cetate? Când treci prin necaz, printr-o suferință ca a lor, inima, suferința face inima mai bună. Suferința îl face pe om mai credincios, îl smerește, îl resetează, dacă mai țineți minte ce facem cu un telefon când se blochează. Îl resetăm și când îl readucem la viață, domnule, dintr-o dată funcționează. Ăsta are medicament în el. Se repară singur. Așa s-a întâmplat cu ei. Și ei au spus următoarele cuvinte. Nu este bine ce facem. Acum lăsați-mă să fac o aplicație practică pentru care s-ar putea să-mi stric prietenia cu cineva, dar dumneavoastră sunteți oameni maturi și veți înțelege că eu vreau doar să spun lucruri pe înțeles pentru frați și surori și n-am intenția să glumesc pe seama cuiva. Atunci când ai mai mult decât îți trebuie, te-ai gândit vreodată pentru faptul că nu împarți cu oia care nu au, te-ai gândit vreodată că faci ce nu trebuie? Te-ai gândit? Atunci când ai mai mult decât îți este necesar și se mucegăiește acolo, că nu mă refer doar la bani, mă refer la orice, dar la orice, te-ai gândit vreodată că Dumnezeu se uită la dumneata ca la unul care faci ce nu trebuie? Știi de ce? Pentru că dumneata ai un medicament pe care probabil nu o să-l folosești niciodată, dar undeva în apropiere moare o persoană pentru că nu are medicamentul ăla. Asta nu numai că nu e dragoste, asta nu e nici omenie, nu e nici compasiune socială, nu e nici caritate. Uitați ce spune un om trecut prin suferință, care s-a atins de moarte. Nu este bine ce facem. Ziua aceasta este o zi de biruință, iar noi ne comportăm ca niște calici, ca niște zgârciți, ca niște lacomi, numai pentru noi, numai pentru noi. Nu-i bine ce facem, vom fi pedepsiți. Întreb, credeți că ar fi posibil să ne întoarcem la maniera asta de a gândi? Sau lasă-vă să fie? A, să fie aici pentru zile negre. Noi nu vrem zile negre, dar ne pregătim pentru ele.
Iertați-mă, nu vreau să spun că trebuie, dacă avem câțiva bani puși deoparte, trebuie să-i risipim. Nu asta vreau să spun, imaginați-vă. Vreau să spun altceva. Vreau să spun că ar trebui să fim ca stăpânul nostru. Ar trebui să simțim cu oamenii, ar trebui să fim miloși. Cine are nevoie de un salut, îi dăm un salut. Cine are nevoie de un zâmbet, îi dăm un zâmbet. Cine are nevoie de o vorbă bună, îi dăm o vorbă bună. Cine are nevoie de ceva, îi dăm ceva atât cât putem și ne duce mintea. Nu suntem noi întotdeauna pe fază, că suntem muritori. Și uneori nu vedem nici pentru noi, nu numai pentru alții. Dar nu suntem așa de obicei. Observați ce discernământ au oamenii ăștia. Mă rog de încheiere spunând următorul lucru. Necredința călărețului, pe brațul căruia se sprijinea împăratul, s-a întors împotriva lui. Și bietul om a murit. N-a fost mai rău decât leproșii, n-a fost mai rău decât împăratul, n-a fost mai rău decât locuitorii Samariei. Dar pentru faptul că a spus prostii în legătură cu Dumnezeu, spunând că Dumnezeu nu e în stare să facă mai mult decât poate să facă logica omenească, pentru asta a plătit. Păcatul cel mai la îndemână este păcatul pe care îl facem cu gura, pentru că e ușor de făcut. Și pentru că de ani de zile facem așa, ăsta e un stil de viață. Observați cât de mult l-a costat pe omul ăsta niște vorbe spuse blasfemiator la adresa lui Dumnezeu, a Dumnezeului cel prea înalt, a Dumnezeului suveran, frați și surori. Chiar clipa asta pe care trece așa prin sufletul nostru, putem să o apucăm de coadă și să o ținem și în 30 de secunde în mintea noastră să ne facem un proces de conștiință și să spunem așa: Dumnezeule, mă sperii de ce aud. Eu spun uneori vorbe grele. În numele lui Iisus, ajută-mă să mă pocăiesc de treaba asta. Ajută-mă să devin mai serios și mai cu teamă de tine în legătură cu chestiunea asta. Dacă doar atât am luat cu noi în seara asta, să știți că am luat foarte mult. Dar ne-am obișnuit să ascultăm predici cu grămada, să le apreciem ca fiind bune sau rele, dar pentru noi nimic. Suntem doar evaluatori, oameni scumpi, nu faceți greșeala asta. Suntem cu toții doar niște muritori. Avem nevoie de maintenance, avem nevoie de îmbunătățire, avem nevoie de update, uneori de upgrade, avem nevoie să resetăm chestiunea asta care e așa de complicată, firea asta pământească care ne creează atâtea probleme. Avem în sufletul nostru, în omul dinăuntru, niște vise înalte, să fim sfinți, să fim iubitori de oameni, să ne respectăm soții și să ne iubim nevestele. Și când colo asta ne iese înainte și ne comportăm atât de josnic câteodată, ne comportăm atât de murdar, atât de mizerabil, încât suntem mai răi decât oamenii din lume. Pentru că lăsăm firea pământească să ne o ia înainte. Și în neatenția și în nevegherea noastră noi îi dăm concursul. Și ni se pare că avem drepturi. Oamenii ăștia au spus: n-avem dreptul, ne vom fi pedepsiți. Nu se cade să ne comportăm așa. Lângă noi mor oameni de foame. Nu putem să tăcem. Trebuie să mergem la ei cu soluția, că nu-i vremea să ne pricopsim. În orice situație există o soluție. Chiar și atunci când cineva moare, există o soluție: învierea. La moarte, marele dușman al oamenilor, există o soluție: învierea. La boală există vindecare. La ceartă există împăcare prin iertare. La orice problemă există o soluție. Oamenii ăștia patru, niște oameni simpli, foști, bolnavi, condamnați la moarte, se comportă de parcă ar fi fost niște filozofi, niște teologi, niște mari cărturari. Toată cetatea moare mâncând găinați și capete de măgar și ei riscă și Dumnezeu folosește credința pe baza căruia și-au asumat riscul și onorează credința lor, îi scapă și pe ei și le dăruiește toată cetatea. Moare unul singur, cel care a fost de-a dreptul răutăcios. Aș vrea în seara aceasta să vă întreb, exact care este titlul predicii: de ce stăm aici și nu facem nimic? Peste tot în lume mor oameni nemântuiți.
Noi am putea pe unii dintre ei să-i chemăm la pocăință prin anumite proiecte, cum facem prin familiile Cladovan și Rodilă, cum facem prin fratele David Chiș și familia lui și alții, Alasu, care i-au însoțit, sau prin alte și alte instrumente de evangelizare. De ce să stăm aici și să nu facem nimic dacă putem să ajutăm o văduvă, un orfan, un amărât, un nemântuit? Noi suntem armata lui Dumnezeu și noi ar trebui să lucrăm pentru împlinirea scopurilor Lui, nu pentru ale noastre. Noi ar trebui să continuăm ce a început El, să limităm pe El. El a făcut evangelizare și Pavel l-a urmat și el spune: călcați pe urmele mele, că eu car pe urmele lui Hristos. De la cine luăm noi exemple? De la actorii de la Hollywood? De la cocoanele de pe internet? De la cine luăm noi exemplu și pildă? Pe cine imităm noi? Oameni dragi, nu uitați, tot ce avem sunt câteva zile și apoi astea două mânuțe le punem pe piept și s-a terminat și cu binele și cu răul. Înainte să plecați, vă rog și vă implor, opriți-vă puțin înaintea Domnului, dar cu mai multă smerenie și uitați-vă la exemplul acestui călăreț trufaș și puternic. Și învățați din exemplu la patru prăpădiți care, trecând pe lângă moarte, s-au smerit și în smerenia lor au avut credința pe care au onorat-o Dumnezeu. Plecați de aici cu următorul gând: de ce să nu facem nimic dacă putem face ceva? De ce să stăm degeaba și să nu facem nimic? Haideți să ne ridicăm la rugăciune și Duhul Sfânt să ne inspire. Amin.